acasă, fără gol încasat. Nistor, Nistor, o trecere spectaculoasă pe lângă Cioinac. Popa, 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 gol! 3-0. Dinamo învinge Iașiul la scor de neprezentare. A doua reușită stagională a lui Daniel Popa, după ce vă spuneam a mai înscris și împotriva celor de la Dunărea Călăraș. 3-0, frângere severă suferită de Ieșeni. Încă o dată faza, Nistor se distrează cu oamenii care erau pe urmele lui, în special cu Cioinac, și Popa găsește culoarul ideal pentru reușita a treia a meciului. A început de an bun. Aș vrea să folosesc cuvinte mari, să spun entuziasmant, pentru că situația din clasament al lui Dinamo este una